bine ați venit la vernisajul expoziției colective de icoane cu tema Nașterea Maicii Domnului. Ne aflăm aici astă seară pentru că pe 8 septembrie sărbătorim Nașterea Maicii Domnului, iar în ordinea anului bisericesc este primul din cele patru praznice dedicate Fecioarei. Este chipul văzut al lui Dumnezeu și a sfinților, a prietenilor săi, pe care atunci când o avem în față, ne aduce aminte ca și cum am avea o fotografie a unui prieten sau a cuiva drag. Sigur, despre Maica Domnului putem vorbi multe, despre icoana Maicii Domnului la fel de multe și văd că astăzi dumneavoastră, cei care ați lucrat, ați pictat și cei care sigur am venit să admirăm frumusețile acestea, să o admirăm pe Maica Domnului, pururea Fecioara Maria, cea care, iată, în reprezentare, nu trebuie să uităm, că are cele trei stele pe umărul stâng, pe umărul drept și pe frunte.